Studiile arată că mai bine de 50% dintre consumatorii de cofeină întâmpină dificultăți de reducere sau renunțare la cafea. Specialiștii spun că dacă se întrerupe brusc consumul de cafea, apare senzația de oboseală care te determină să bei cafea din nou. Implică foarte multe efecte somatice, anxietate, iar pacienții, de exemplu, cu anxietate deja preexistentă ar trebui să nu consume cofeină, însă lângă aceste efecte negative, cofeina are și efecte benefice pentru minte, pentru trup, ne energizează dimineața, consumul de cofeină conform unor studii scad riscul de apariția diabetului zaharat de tip 2, iarăși alte studii spun că zilnic noi ar trebui să consumăm între 200 de mililitri și maxim 400 de mililitri de cofeină, cafea, pe zi. S-a descoperit faptul că persoanele care sunt deja predispuse la stres pot descoperi că aportul de cafea le poate agrava simptomele. Palmele umezite, bătăile intense ale inimii, agitația, irascibilitatea, toate acestea sunt semne care indică faptul că ați consumat o doză prea mare de cofeină. Am trecut prin perioada de sevraj. Am administrat medicație psihotropă și terapie și i-am educat să reducă treptat consumul de cafea, iar pe perioadă îndelungată să nu revină la cantitățile mari de cafea pe care le consumau anterior. Aceleași efecte le au și băuturile carbogazoase care conțin cofeină, precum sunt Coca-Cola sau energizantele.